pare rău pentru clickbait. N-am nici 10.000 de abonați și canalul ăsta nu e primită de la YouTube. Dar tot arată foarte șmecher. În ce an suntem? Până am bacu! Hei, salutare tuturor! Eu sunt Tipi. Dacă mă mai țineți minte, slabe șanse în orice caz. În sfârșit postez și eu că a venit vara și vara asta... Eu îmi propun să postez destul de des. Acum să vedem. Eu mi-am propus să vedem dacă o să-mi iasă. Singura problemă ar fi... luna august, în care o să fiu destul de mult timp plecat. Dar în orice caz, până în luna august, care înseamnă 2 luni, pot posta, teoretic. Acum să vedem cât timp o să am, cât chef o să am și în primul și în primul rând idei și inspirație. Pentru că, nu știu dacă ați observat, dacă v-ați uitat, dar eu nu prea postez decât dacă e de calitate. Acum, nu e asta o scuză pentru faptul că n-am mai postat de mult timp. Dar nu are asta o importanță, pentru că am realizat că efectiv ultimele mele 3 episoade, 4, numai așa încep. Că băi, că știți că scuze că n-am mai postat de mult și așa că o să mă opresc. Și de episodul următor promit că nu o să mai spun asta. Băi, fraților, nu știu ce s-a întâmplat cu jocul ăsta cât am lipsit eu. Dar ideea e că eu nu l-am mai jucat, deci n-am mai jucat absolut deloc. Dacă vă uitați la baza mea de acum și la aia de la ultimul episod, nu cred că s-a schimbat nimic. Nu mai știu dacă mortarele astea... și Wizard Tower-urile le-am făcut cumva off-camera, dar oricum nu sunt așa mare lucru. A apărut o artă nouă, deci practic ai 2 conturi într-unul singur, ceea ce mi se pare foarte, foarte calmea. Și vreau să vă spun sincer că efectiv iubesc modul ăsta de joc, deci nu știu de ce, mi-mi place maxim. Atât moftic foarte tare că... nu... pot să dau mai mult de 3 atacuri pe zi, adică pot teoretic, doar că dau așa fără să primez niciun pic de resurse, adică e cam pierdere de timp. Pentru BH, acum nu mai e TH, e BH. Ce amuzant sunt. Dar în orice caz, planul meu pentru astăzi nu era să mă apuc să atac ca să fac bani pentru garduri sau chestii care mă interesează pe mine, ci astăzi ne aflăm acum aici Tipi 2017, pentru a afla ce se întâmplă dacă scoatem acest Old Barbarian statuie. Ideea e că aici la decorațiuni îl putem lua cu 250 de gemuri. Mă rog, e foarte scump, dar nu mai contează. Eu, întrebarea mea este dacă cumva, dacă scoatem acest Old Barbarian statuie, o să avem 250 de gemuri sau măcar 200 din 250. Având în vedere că e vorba de gemuri și poate... na, știu eu. Acesta este planul meu pentru astăzi. Stați până la final, nu dați skip, să vedem atacurile, să-mi spuneți ce strategie aveți voi și chestii. Și hai să vedem. Ideea e că... oh my god, ce-i chestia aia? Bombele în mod normal nu le văd, dar chestia aia ce aruncă cu bombe după mine? Sau care-i faza? Băi, și ăsta și-a curățat toată harta astăzi, nebun. Mai azi? Bun, perfect. Avem intrare liberă la Archer Tower-uri. Chiar dacă nu știu cât o să rezolvăm noi cu asta, dar... nu știu, încercăm. Hai că avem 5 arc... cum Dumnezeului poate să-și ia target pe pompa aia când avea aici arc... Doamne, măcar un Archer Tower, măcar cel de pe partea asta să-l scoatem ca să putem să luăm cu minionii ce avem pe aici. Alo! Nu e bine, nu e bine, nu e bine. Bun. Păi dacă te ia până... până trage, Doamne. Și acum... acum este momentul. Eu nu știu, probabil voi știți deja ce face drăcovenia asta mică. Dar să sperăm
Când nu, o să mă anihileze, efectiv, minioni. Să ghicesc care e o rază... O, oh, ba da, fix asta face. Aoleu. Băi, și cât de bine jucam la modul ăsta până să filmez. Păi normal că m-a bătut. Bă, cum? Nu, nu. Deci începem cu asta. Nu mă mai interesează. Și cu... Pleacă barbarule, pleacă barbarule că te tai. Te tau. Ia uite ce are el pus pe colțuri. Dar stai așa, mai întâi să-i scoatem astea. Am apucat să dea vreo arcașa în ăsta, e low, nu e low. Bun, deci asta a fost 53%, hai să ieșim că nu mai are rost. Să sperăm că el a făcut undeva un 50% maxim. Și în momentul adevărului, victorie! 23% m-a atacat numai minion, hai să vedem replay-ul foarte, foarte repede. Nu știu dacă lasă și un episod. Na, 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 n-am spus ce. Ăla de ce era așa low? A, am dat cu arcașa, dacă știam, puneam direct 2 din aia să dea 6 de departe și... Am pierdut! Puu, this is not good, my friend, this is not... Deci o să ne apucăm cu arcașele să scoatem efectiv direct ce vrem să scoatem, pentru că nu avem altă șansă. Are ăsta baza făcută mult prea bine pentru mine. Nu sunt capabil să o scot. Ăla l-au scos, nici nu aveam... alte așteptări, mamă! Și chiar și în ăsta au dat ceva. Bă, dar e aiurea, când la modul ăsta de joc, după ce moare trupa, și săgeata sau ce-a dat el dispare. Egalitate! Mate! Așa era. Măi, eu atac cu arcașe și miniuni. Mie mi se pare destul de bună tehnica, cel puțin la... BH3 mergea foarte bine. Acum văd că mă bagă cu BH4 și nașpa, pentru că mă știau deja multe clădiri de pus în fața Archer Tower-urilor și Air Defense-ului și chestii de astea. Uitați și voi. Și nu prea mai merge strategia asta. Ia, dar dacă pun eu ăsta aici, o mai vede oare? Bă, deci nu știu, cannon-urile astea efectiv zici că sunt sniperi. Nu vede. Yes. Deci de obicei au, nu știu cum, mi se pare destul de OP, dar o fi harta foarte mică sau nu știu, nu-mi explic. Măi, dar cannon-urile astea mi se pare ca un dita mai range-u, frate, adică trag de la mama naibii. Hai. Nu! De ce nu i-a lăsat biluța lui, căcăraza aia lui, o aruncase, cum Dumnezeul i-a dispărut în... I-a regalit numai. Să nu ziceți voi cu ce atacați și cât de cât așa strategia voastră, că eu încă învăț și poate unii dintre voi deja sunteți mai experimentați decât mine. Că dacă nu joc la fel de mult cum jucam înainte sau nu joc la fel de mult ca unii dintre voi, cu siguranță știți mai multe. Uite, pe ăsta putem să-l atac, frate, de TH-ul meu, e... Păi da, și-a curățat omul, exceptând ăla, ok, acolo. Ăla-i, gata, cu 45. Ah, dacă ăla a făcut 50%, eu mă împușc. Hai măcar să dăm tare aici, să îi scoatem câmpul și pe urmă poate îi scoatem și laboratorul. Ei, scoatem laboratorul pe dracu. Ăsta sigur a făcut 40%, am așa... Simte așa, nu unghie. 56, nu, eu mă las. Teoretic, aș putea să... Nu te cred, mă, nu a fost în stare să scoată ceasul și nici Archer Tower-ul. Nu, eu aveam laboratorul. Doamne, ce sniper, uite-te, frate, până unde dă. Aoleu, păi nu o să facem noi nimic cu 43%.
Nu s-a întâmplat nimic. Pe casă. Și e bine că o să avem două stele. Ăla și dacă făcea 70%, dar nu-mi lase casa, tot eu câștig. Am observat treaba asta. E, mă rog, nu 90%, dar nu mi-a luat casa, eu câștig. E destul de shitty, dacă stai să te gândești, dar e bine. Bun, 69%, 2 stele, el sigur are o stea maxim. Victory! Mamă, nici o stea n-are! A venit momentul, frații mei. Să aflăm ce se află sub această statuie. Dacă vom primi 250 de gemuri, așa cum ni se promite din magazin, sau dacă o să dăm mare fail. Oleu. E busy rău de tot. Îmi sacrific și 60 de gemuri pe treaba asta. Oleu, te rog. Level 90. Ok, durează un minut. Ah. Oh, voi eu. Doamne, nici la Revelion n-am fost așa. Trei gemuri și 7 XP o să-mi încălzească mie frigul din Golden Storage, pentru că acu' e atât de gol. Mamă, nu mai, deci m-a enervat rău de tot treaba asta. Nu mai. Deci pe lângă faptul că m-am enervat de când dădeam atacurile. Nu, frate, dă-o încolo de treabă. Și acum dacă vreau la loc trebuie să dau 250 de gemuri, nu? Da, mi se pare normal. Mamă, nu se poate, fraților, deci nu. Nu, deci concluzia. Concluzia este că n-are rost să vă dați o atâția bani ca să scoateți prostia aia. Eu zic să vă scoateți tot ce aveți pe hartă. Faceți-vă baza pe unde vreți voi, lăsați Dumnezeului. Ah, aoleu, lăsați statuia acolo unde e, că dați o groază de bani și nu vă dă absolut nimic în schimb. Făceam mai multe gemuri dacă scoteam, uite, pietricica asta și durează și 5, și 10 secunde și 500 de bănuți, nu e 200 de mii, frate. Uite, ăsta mi-a dat deja un gem. Și cât am dat pe el? 500 de bănuți. Ah, piciorul. Doamne, nu mai, gata. Eu o să închei episodul aici. Sper că ați învățat ceva și că v-am adus la cunoștință faptul că degeaba scoateți nenorocita aia de stâncă, că, mă rog, că eventual dacă nu mai aveți loc pe întreaga hartă și trebuie să scoateți și el, atunci scoateți-l, dar până atunci nu. Deci nu merită, absolut deloc. E o mare țeapă. Pa, olu, mamă.